În plină criza forței de muncă, România încă își permite luxul să plătească peste 200.000 de asistați social, printre care mai mult de o treime declară cu seninătate că sunt analfabeți. Altfel spus, pentru că nu știu să scrie și să citească, le este imposibil să se angajeze. Tocmai de aceea, în Constanța, de exemplu, primăria organizează cursuri de alfabetizare. În Buzău, din cei 10.000 de beneficiari de ajutoare sociale, jumătate sunt oficial analfabeți. Așadar, n-au cum să înțeleagă un contract de muncă, dar nici nu vor să meargă la școală. Nu ați făcut școală deloc? Nu. Nu mă interesează? Nu. Poate vreți să mă angajați și dumneavoastră? Nu, mulțumesc, nu. În același timp, 1.300 de persoane din acest județ au pierdut anul trecut banii de la stat pentru că au refuzat fie să lucreze, fie să se instruiască. Este singura măsură drastică pe care o pot lua funcționarii. Ai încercat aici să reiei școala sau să faci niște cursuri de recalificare? Școala, dacă n-am, nu știu să ajung, Doamne, atâta, m-am buză sau să citesc, să scriu ceva. În ultima vreme, numărul persoanelor care sunt sub 8 clase a crescut destul de mult. În Constanța, în schimb, primăria a accesat fonduri europene pentru alfabetizare. Auzisem care litera M sau asta, dar nu știam să le leg între ele, să semnez. Autoritățile speră ca după finalizarea cursurilor, participanții să se poată angaja, mai ales că pe litoral sunt mii de locuri disponibile. Formatorii spun că au comprimat anul școlar în 4 luni, ceea ce înseamnă că într-un singur an cursanții sunt absolvenți de clasa a 4-a. Acum, după ce au absolvit două clase, iar acum sunt la începutul clasei a 3-a, iată că deja știu să scrie, știu să citească, două dintre ele chiar și-au găsit un loc de muncă. Potrivit Agenției Naționale de Plăți și Inspecție Socială, în 2018 în România erau peste 200.000 de beneficiari de ajutoare sociale. Lunar, statul plătește pentru ei mai bine de 60 de milioane de lei. 36% nu știu să scrie și să citească, dar încasează între 140 și 400 de lei. România este pe locul 3 în Europa, după Spania și Portugalia, la capitolul abandon școlar. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.